Bună ziua și bine v-am găsit la propunerea pe exerciții de matematică. Așadar, 30 mai cu Mario, cu Mario spuse de matematică, da. Pornim repede. Deci, Mario, povestea e așa. Ia să vedem... Diferența dintre succesorul numărului 34 și 12 este... Deci, diferența... Dintre succesorul numărului 34 și 12 este o opție și au variante de ales. Așa. Ei bine, ia să fii atent aici, Mario. Acesta e ieșițiu. Este un exercițiu, să spunem, cu o mică capcană în care tu ai picat. Pentru că reacționăm la prima citire. Nu avem grijă să stăm foarte atenți și să citim o dată, de două ori. Această grabă de a da răspunsul nu-i tocmai o idee foarte bună. Da? Deci trebuie să fim atenți. Zice așa, succesorului 34. Diferența dintre cine? Dintre două numere. Unul este succesorul lui 34 și altul este 12. Ei bine, în momentul ăsta, capcana pe care a ridicat a fost următoarea. Este succesorul lui 34 și al lui 12. Da? Adică, dacă ar fi fost așa, diferența dintre succesorii... Atenție! Diferența dintre succesorii lui 34 și al lui 12, atunci da. Am întâlnit. Mergeam treaba, cum ai zis tu. Dacă mi-a zis diferența dintre succesorul, punct, unul singur este, succesorul lui 34 și cel de-al doilea de 12. Deci nu era cazul să te duci și să privești succesorii atâta cu 34 și al lui 12. Deci noi făcut practic aici. 35, nu, trebuie să vorbești. 35 minus? 3. 35 minus 13. Și dați rezultat corect. Da. Bănesc, nu? Da. Deci cât de zis aici? 22. Ei, dar faptul că n-ai interpretat cu grijă conținutul, faptul că ai interpretat, sigur că ai picat în capcană. Și acum aici era vorba de 35, corect, minus 12. Face 23. Deci asta este răspunsul corect pentru problema asta. Ce de învățat pentru toți prietenii noștri? De învățat este așa, că ne aflăm în fața unei lucrări, la un examen, oriunde ar fi, trebuie să privim fiecare chestiune cu foarte mult respect. Că s-ar putea să se ascunde acolo o chestiune de finețe și noi o prindem. De foarte multe ori mai am avut discuții, de astea zic, gata. Dar eu ce făceam? Încercam să te dirijez pentru a elabora corect raționamentul. Nu e nimic, învățăm în fiecare clipă, suntem la început și suntem hătărâți să mergem în greșelile, da? Tu ești un copil bun și eu merg în pătrunare pe mâna ta. Te rog, o problemă. Sorin are cu două bomboane mai puțin decât fratele său. Deci Sorin... cu două bomboane. Mai puțin decât fratele său. Mai puțin decât fratele. După ce primește de la mama sa 4 bomboane, Sorin are 10 bomboane. Deci, după ce primește Câte bomboane
avut cei doi copii. Nu putem să facem programe, nu înțelegem. Da. Deci e vorba de doi frățiori, da? Citește tu. Sorin are cu două bomboane mai puțin decât fratele său. După ce primește de la mama sa patru bomboane, Sorin are 10 bomboane. Câte bomboane au avut cei doi copii? Pe cel rău. Da. Acum să începem să înțelegem noi. Vorbește tu la problemă. Deci, Sorin, nu te gândesc la răspunsul acum. Păi cum să-l răspuns? Când nu am înțeles problema. Și am nicio șansă. Încep să înțeleg acum, pe drumul în problemă. Fratele lui are, dacă mă gândesc în tine, are 8. Cine? Fratele lui? Da. De ce crezi tu că are? Că poate are 6 și de mama 4 și face 10. Deci, tu gândești așa. Hai să începem. Sorin are cu două mai puțin decât fratele. Hai să spunem, fratele, cât de crezi tu că are fratele? Tu spui care avea de 8. 8 bomboane, da? Și Sorin, fiind are cu două mai puțin, cât bine, cât înseamnă are? Sorin are... Cu două mai puțin. 6 bomboane. Bun. Și Sorina acum mai primește 4 de la mama sa. Și atunci are câte bomboane? Spune-mi. Mai primește 4 și atunci 6 și cu 4 egal 10. Bun. Se pare că ai nimerit. Nu să ai un drag elaborat un raționament corect. Hai să vedem cum. Cum te-ai gândit tu? Cum te-ai gândit la 8? Ce nu te-ai gândit că ar avea 7 bomboane? Păi am făcut 6, 10 minus 4. Aaaa! Ai fost mersul înapoi. Deci tu ai zis așa, dacă Sorin după ce-o primit 4 are 10, înseamnă că înainte de a fi primit la mama asta, avea 6. Da? Așa e, 6. Da. Dar aceste 6 înseamnă cu două mai puțin decât fratele său. Deci fratele său are cu două mai mult. Da? Deci în felul ăsta a elaborat un raționament foarte corect. Deci, în prima etapă, hai să spunem rezolvare. Rezolvare. Ai mers, da? Metoda mersului înapoi este asta. Da? Metoda mersului înapoi. Da? Este metoda mersului înapoi. Și ai plecat de la cât are Sorin după ce a primit, da? Deci, de acolo ai plecat. După, deci prima dată, afli cât a avut el înainte de a primi cele 4 la mama. Și de ce? Deci prima întrebare este asta. Câte bomboane a avut Sorin înainte de a primi de la mama? Înainte de a primi 4 de la mama. Și pentru chestia asta faci operația. Asta e motivul. Faci operația 10 minus 4 și e cam cu 6. Și astfel tu ai aflat cât a avut Sorin înainte de a primi. Și etapa a doua interpreteze. Sorin în față de fratelui tău său are cu două mai puțin. Altfel spus, fratele are cu două mai mult decât Sorin. Faptul că Sorin are cu două mai puțin decât fratele, interpretăm cum? Că fratele ar avea cu două mai
mai mult. Da? Deci partea va, fratele Sorin, hai să zicem așa, Sorin are cu două mai puține, este echivalent, este același lucru de cum aș fi spus că fratele are cu două mai mult. Și de aceea ai gândit așa și ai zis 10, 6, deci 6 plus 2, egal 8, vom face. Acum, dacă ai înțeles problema, vreau să formulez eu una care spune așa. Pe tine încape acolo? O formulez acum așa, o să vezi imediat. Deci, Mario are cu 23 bomboane mai puțin decât fratele. Deci Mario are cu 23 bomboane mai puțin. Mai puțin decât datele. Deci Mario are 23 bomboane mai puțin decât datele. După ce primește Mario de la mama 27 bomboane, atunci el are 50 bomboane. Deci după ce primește Mario 27 bomboane, ajunge la 50. Câte bomboane au avut cei doi copii la început? 50 minus 23? Nu știu. Elaborează raționamentul corect. Propuneți să faci o judecată. Adică 27 bomboane, ați calculat 27 cu 23, că așa ați 50. Nu știu. Așa ați făcut? Nu. Ca să dați 50. Poate e o întâmplare. Se nu pice capcana asta, vezi numele și le-am adunat și 50, nu știu ce. Deci tu trebuie să fii foarte atent, să elaborezi corect raționamentul. Gândești la problema asta de aici și fă legătura, că te scrie la cealaltă. Deci, după ce a primit Mario 27 de bomboane, a ajuns la 50. Are 23 deja. Asta-i! Deci, afli repede cât a avut Mario înainte de a-i da mama. A terminat 46 bomboane. De ce? Pentru că mă dăm 23. 23 cu 23? Cât dăm? 46. Deci 46, da? Deci, are datul. Deci tu cum ai gândit? Mai întâi ai făcut ce? Din 50 ai scăzut pe 27. Ca să vezi câte bomboane ai avut tu. Da. Înainte de a primi mama. După ce a primit 27, a primit 50. Ai 50. După ce a primit 27, a ajuns la 50. Pentru că înainte și m-am bucur, m-am bucur 27 cu 23 de 50. Și după aceea m-am gândit. Păi eu asta vreau să spun. Bine, modific acum. Modific aici 20 și 1, ca să nu mai faci legătura asta. Da? Deci, ca să nu mai mici în capcana asta. Deci, Mario are cu 21 bomboane mai puțin decât datele. Iar Mario primește 27 de bomboane la mama și ajunge la 50. Câte bomboane au avut cei doi copii? 50 minus
50 minus 27 ca să afli ce? Cât are Mario? Cât are Mario la început, înainte de a primi la mama, da? Deci prima operație care ai făcut a fost așa. 50 minus 27. Deci egal cu 23 bomboane. Înainte, 23 bomboane la început. Da? Da? Da. La început. Pentru Mario. Deci Mario știi cât are acum. Da, dar are 44. Cât are? 44. 44, pentru că Mario față de Davide are cu 21 mai puțin. Și atunci, Davide înseamnă că are cu 21 mai mult decât Mario. Și așa, la numărul de bomboane ale Mario, ai adunat pe cei 21 și ai făcut 43. Deci, a doua etapă este asta. Că la cât are Mario, e vorba de 23, aduni cu cât are Davide mai mult, pe 21, și egal cu 40, cât ai zis? 44. 44 bomboane pentru Davide. Bun. Deci, foarte multă grijă. Nu vedem niște numere acolo și le adunăm și gata 227, ci trebuie să vedem raționamentul pe care îl face. Ia să vedem pe o problemă care sună așa. Adela, de ce nu știe ce Ana are cu 5 ani mai mult decât Ionuț. Probabil că nu e obișnuit cu ce cunoaște, nu știu ce trebuie să aflăm. Caută... Da, el caută să facă rezultatul și a nu știu. Da, da. Nu așa gândim. Să vedem ce spune. Deci, Ana are cu 5 ani mai mult decât Ionuț. Cine e mai mare din cei doi în timpul ăsta de incendiu? Ana e mai mare, care e cu 5 mai mult decât Ionuț. Atâta? Iar Ionuț. Ionuț. Are cu 2 mai puțin. Mai puțin. Decât Viorel. Că Ionuț e cel mai mic. Da? Cu 2 mai puțin, el are cu 2 mai puțin decât Viorel. Împreună, cei 3 frați... Mamă, 37 de ani. Cei 2 frați... Dai eu numărul 2, merg numărul 2? Nu, cei trei. Frați. Nu poți să aibă aceeași vârstă toți. Nu sunt egale. Păi dați voi număr. Păi, stai o secundă, David, tu, Mario. Da. Câtă vreme e cu 5 ani mai mult decât Ionuț, celălalt, nu știu care, de față de Viorel. Deci nu sunt gata pică, dar la avea aceeași vârstă, ca și cum ar fi gemeni. Da. Toți spre pică. Deci ideea asta... Adică poți spune orice număr? Asta e întrebarea mea. Crezi că trebuie să dăm orice număr? Nu știu. Există vreun secret? Hai să vedem. Dă tu un număr. Da, segmente. O să încercăm să facem segmente, da? Da. Deci, dintre cei trei, deci trebuie să dăm un număr. Și ăsta aici, nu știu cum să-l dau eu. Tu ai spus să dăm la întâmplare. Eu nu cred că e la întâmplare. 56. 56, bă. 56. Dar e la întâmplare, pot să zic, da? Bine. Să vedem dacă merge, când formulăm problema, vreau să te invit, să înțelegi, că numerii se dau cu multă grijă. Deci, cel care mă pune problema, are niște șmecherii puse la punct. Deci nu sunt de la întâmplare, să vezi de ce. Păi nu ți-ai poate are 2 ani. Ia vedem așa. Deci, cine, care e cel mai mic? Ionuț. Ionuț, da? Deci îl facem Ionuț. Atât.
Ionuț. Ana are cu 5 ani mai mult decât Ionuț. Deci exact cât Ionuț face. Da, dar Ana e cea mai mare. Deci facem exact pentru Ionuț. Și mai punem, hai să punem segmente. 1, 2, 3, 4, 5. Hai, printr-un singur segment micuț am făcut 5 ani. Domn profesor, asta trebuie să puneți ultima Ana, că e cea mai mare. Spune. După aia Victor. Despre Victor, să pun că ce știu eu, ce are Victor? Păi cu 2 ani mai puțin. De cât cine? De cu 2 ani mai... cu 2 ani mai mult decât Ionuț. Ionuț are cu 2 mai puțin decât Viorel. Viorel are cu 2 ani plus. Viorel are cu 2 ani plus? Asta e foarte tare. Deci tu traduci că Viorel, Figăruț are cu 2 mai puțin decât Viorel, de parcă că Viorel ar avea cu 2 mai mult, da? Deci eu mai adaug aici încă 2 linuți pentru Viorel. Acum am prins așa. Ia să vedem. Scădem din scădem din rezultatul mare. Deci din suma totală. Adică 56. Scădem pe cine? Domn profesor, cât scădem? Eu n-am spus așa. Cum? Am adunat surplusurile și le scădem. Bine. 56, 1,7. Păi pe care? Scădem totul la egal. Păi asta zic și eu. -7. Adică -5 și -2. Nu cum știi tot să faci, că surplusul... 49. Egal cu 49. Acum povestea. Ăsta, 49 reprezintă astea 3 egale. Da? Ce trebuie să se întâmple cu 49? Ca să atenție. Ce trebuie să se întâmple cu 49 ăsta, dar din deștept ales, 49, acum ce ar trebui să se întâmple? Din că i-a făcut, am scăzut. Trebuie să-i 49, trebuie să-l desbățim în 3. În 3, la mod egal acum, toți 3 sunt egal. Și acum ați 49 dacă se împarte la 3. La 39. La 4 prieteni. Deci 39 la 39 ar fi fost bine, nu? Da, făceam 13, 13, 13. Foarte tare! 13, 13, 13 și 4, 39, da? Foarte bine. Acum hai să ne apropiem de 49 cât putem. Cât să mai punem la fiecare? 2. 2. Nu 2, nu 2, nu 2. 4. 4. 4 și face către 17, da? Iarăși pus 4, trebuie să iei iar tot 17. Și iar pus 4 și iar fac tot 17. Și ia să adunăm aici cât fac suma lor. 7 plus 7, 14, 21, 21. Direct, 41. Nu, 51. Da, am spus că... 21 și 30, 51. L-am depășit. Deci nu câte 4 să adunăm. Câte cât să adunăm? 3! Câte 3? Hai să vedem câte 3! Deci am să adunăm în partea asta. Nu, ce rău! Deci, adunăm câte 3? Da? Câte 3? Să vedem ce sunt. De un profesor de 48. Wow! Deci 48, da? Da. Că vine... Poți să calculezi? 16, 16, 16. 16, 16, 16. Și atunci face cât? 48. 48. Dacă ar fi rămas 48, oare ce condiții întrebuneau 48? Dacă aici puneai tu cât? 56. În loc de 56, cât să fi pus tu? 55. Asta e. Vezi, când se compune problema, să merge de la sfârșit? Nici eu nu știam ce să pun aici. Eram și eu de rută. Și am vrut să-ți arăt că nu se pune la întâmplare. Propunătorul face așa, zice 16, 16, 16, 48. Și adună surplusul ăsta, 5 cu 2, 7, și ajunge la număr. El așa face. Deci el când își face problema în mintea lui și își apuc că se compune o problemă, el pleacă de la... Sfârșit. Sfârșit, el știe exact. 48. Mersul înapoi. Mersul într-un fel înapoi, da. Deci numele nu se iau la întâmplare. Adică nu-i pare.
pare sau pare, n-are importanță. Dar dacă am 4 prieteni, la 49 ar fi mai ca lumea. Oare 49 se poate la 4? Da! Yes, 13 plus 13 plus 13 4 de 13. Și cât face 4 de 13? Nu, nu, dar... Vezi? Vezi? Deci totul merge mărei prietenii. Dar trebuie să vedem exact cum analizăm aici problema. Deci, dragul meu mare, da, invitația mea deosebit de mare este asta. Să fim foarte atenți când citim o problemă. Eu când s-a vorbit, s-am toți prieteni, cu toți ăștia care ne urmăresc. Și să spunem, spunem așa, ochii mari când citim o problemă și o citim o dată, de două ori, de șapte ori, cu virgulă cu tot. O interpretăm cum trebuie. Suntem atenți la finețea problemei, pentru că altfel greșim. Acum, eu ce am făcut? Am făcut problema aceea cu succesorul. Ai înțeles că dacă ar fost succesorii numerilor, atunci pentru toate numerele, cât ar fost 7, 9, 10 numere, gândeam succesorii și făceam treaba cu ei. Dar câtă vreme am zis succesorul, s-a referit la un singur număr. Și... Dar aș fi sau la 30? La 30 și... Dacă a fost? La 30. Dacă faci invers, tot același rezultat îți dă. Nu. Că una este să faci la succesorul scăzut. Scăzătorul și alta de scăzutul. Da. Este cu totul și totul diferit. Că ai înțeles aici că trebuie, da, să fii foarte atent când faci o problemă și când rezolvăm o problemă. Sinteza o pare, da. Da, sinteza doamnă cu cuvânt. Poate. Succesorul meu, da, nu? Da. Bun. Număr. Apoi, rezolvarea unor probleme, metoda mersului înapoi, da? Metoda mersului înapoi. Și apoi am compus o problemă. Am compus o problemă. Și tu ai înțeles că nu? Nu se iau nume de la întâmplare. Că aici cu 5 mai mult, cu 2 mai puțin, că nu știu ce. Asta poți să pui cum vrei tu. Dacă îți spui suma lor este, trebuie să ai grijă că atunci când faci toată treaba, versul, plusul și numărul care rămâne să facă exact. Fie la 2, dacă sunt 2, fie la 3, fie la 4. Aici e povestea. Poți să fac eu acasă. Neapărat. Deci neapărat, când ne întâlnim săptămâna care vine, că așa am înțeles tu, pleci de așa, din Italia faci o problemă în italiană, da? Adică una care să fie deosebit frumoasă. Mergi pe stradă pe acolo și întrebai, știți cine sunt eu? Eu sunt Mario. Și am de făcut o problemă la profonă. Și atunci o să spun. La revedere, ce faci? La revedere, la revedere.